Bună dimineața și bine v-am regăsit la un nou episod. Un episod în care sper să vă captez interesul. N-ați dat pe canalul greșit, sunteți unde trebuie, sunteți pe Bucharest Bike Traffic. Dar mergem pe o motobicicletă. Practic este o bicicletă cu motor, cu benzină. Așa că nu vă alarmați, n-am luat o razna. Sunt în continuare cum trebuie. Facem un episod extra super special de povestiri în trafic pentru că, sau mă rog, un fel de nebunie în trafic, pentru că practic n-am mai postat de 2 săptămâni aproape și pe lângă asta trebuie să vă recunosc faptul că a fost și ziua mea. Drept urmare, sincer, am zis all in. Așa că țineți-vă bine pentru un episod absolut incredibil. Nu știu de ce eu mă comport ca și cum aș fi cu bicicleta. Stau în spatele STB-ului. O să vorbim imediat pe ce călătoresc în momentul de față, dar printre altele vreau să vorbim despre ce s-a mai întâmplat, cât am lipsit eu. Și am zis să revin cu chestii amuzante, pentru că asta este cel mai important. Iar o chestie amuzantă care s-a întâmplat zilele astea era o știre. Cât se poate de reală, ai zice că suntem la Cascadorul Râsului, dar nu e chiar așa. În Brăila, un om care s-a dus să redea examenul auto, pentru habar n-am ce făcuse, ei bine, s-a dus să redea examenul auto și în momentul în care s-a dus să redea examenul auto, era beat. I-au pus fiola și și-au dat seama că, da, a băut. Drept urmare... Iată cum poți pierde permisul și avea dosar penal în mai puțin de câteva minute. Mai sunt lucruri amuzante despre care vreau să vorbesc. Printre altele, unul dintre ele este faptul că... apa aici! Este faptul că zilele trecute am văzut tot așa un clip și mi-am dat seama că oamenii sunt super mega... Ei sunt de vină că lucrurile merg rău, frate. Pentru că mă uitam în sectorul 4, s-au construit o grămadă de parcări din astea de suprafață și parcările astea de suprafață au bariere. Parcarea este gratuită, bineînțeles, dar da, partea ciudată este că oamenii aleg să rupă barierele în două. Ceea ce mi se pare foarte enervant. Uite, asta nici măcar nu se uită. Nici nu semnalizează, doar trage de volan atât. Vai de capul ei. Deci românii se plângeau, bucureștenii mai ales. Băi frate, nu avem parcări, vrem parcări ca să parcăm și noi legal. Și nu cu bani, adică totuși, pe gratis. Excelent. Și ghișe, s-au deschis parcările și dintr-o dată, păi stai puțin că de fapt noi rupem barierele. Păi de ce? Păi așa am învățat noi la țară. Zic ok, dar de ce? Deci mă uitam, erau oameni care par oameni normale, mașini normale, adică nu este chestia aia, gen, ha, cocalarul, ia uite cocalarul. Nu, frate, era un om într-un Audi, ai zice că un om decent, care cu siguranță a muncit pentru mașina respectivă, ai zice că are o anumită cunoștință, chestii, dar de fapt, bă, de ce face stânga toată lumea peste mine? Eu nu înțeleg, de ce dracu face toată lumea stânga peste mine? Sunt așa de invizibil sau ce pula mea? Du-te tu în pula mea, ce-ar fi să nu te duci tu? Du-te morții mătii de prost. Trebuia să mă încadrez în coloana asta. Tu schimbi banda fără să te uși și tot eu sunt de vină. Deci cum vine asta? Hai să filtrăm și traficul, zic. Că avem și posibilitatea asta minunată. Că suntem pe motocicletă. V-am mințit cu ceva, și anume... astăzi nu este chiar ziua mea, ieri a fost. Dar pentru mine ziua mea ține vreo 3 zile. Deci sunt cele 3 zile ale mele. Și ieri m-am văzut cu Radu de la Motorbike și am mers și cu un BMW i8. O să vă las cu toată întâmplarea pentru că este cât se poate de amuzantă. Hai să mergem. Da, sus. Hai sus. Eu doar vreau să zic, mergem încolo, facem dreapta și la un moment dat o să facem stânga. Eu pe aici am... Mi-am dorit să fac asta din totdeauna. Îmi pun cricul ăsta mare. Cum se numește cricul ăsta? Cric central?
cricul ăsta cum se numește? Deci ce alegi? Să te primi cu bestia asta? Sau... Nu știu dacă tu știi, dar eu am lovit mașina cu spatele. Ți-am spus? Da. Nu era cazul. Nu eram atent. Radu, asigură-te și dacă vine ceva din dreapta, că eu nu mă uit, să știi. Eu nu stau atent. Te-ai intrat în modul de BMW. Păi dai să văd și eu. Mama a semnalizat cu BMW-ul! Bum! Explozie. Ești liber? E liber. Nu e liber, de ce mă păcălești? Vine e un Volkswagen. E liber că face stânga. Ah, ok. Știi că mașina asta are sunete false în boxe? Da. Ce părere ai despre asta? Trebuie să cenzurezi. Păi nu cenzurez, părerea ta, uite, aveam un BMW în față, peste tot sunt mai BMW-uri, în spate un BMW, în față un BMW. Fix un orgasm fals ăsta. Este un orgasm fals, nu? Dar lumea nu vede ce facem noi, lumea nu vede că noi conducem, știi că... Întrebarea este cum reglez... Ah, gata, am văzut cum reglez oglinzile. Am pliat oglinda. Mult mai bine. Come on. Mult mai bine, mai ales. Vieți. Cum reglezi oglinda? Practic te-am luat să vorbim despre mașini, pentru că și tu și eu nu știu dacă suntem fan mașini. Tu ești fan mașini, Radu? Nu prea, mă ies. Nu prea? Nu. Nici eu, asta e ideea. Eu pe mașină am un motor 1.0, fără turbo, de 75 de cai, care schimbă și se aude absolut incredibil. Sincer, vorbim despre o Skoda Fabia din 2016-17, ceva de genul, care este foarte tare. A merge pe spray? Da. Plănuiesc să merg cu 200 la oră. Asta e și ideea. Pentru mine mi se pare super tare că pot să depășesc celelalte mașini. Eu îți dai seama că trebuie să schimb cu Fabia mea, trebuie să schimb din parte în alta. De ce nu ți-e o remorcuță la chestie, la bicicletă, la motocicletă? De ce nu ți-e o remorcuță? Glumiță pe tine. Ce? Ce glumiță pe tine. Știi ce mașină avem în spate? Un BMW. Un BMW, frate. Și acolo ce este? Și mai în fața lui BMW-ul ce este? Tot BMW. Sunt trei BMW-uri. Altcumva le vezi, bă, din mașina asta. Da, mă. Dar vezi, acum seria aia 5 sau ce este și în spate ce un X5 sau X6. Sărăchie, frate. Din I8, adică... Ești tu niște știri. Nu știu, bostulică. Iau de aia să anuleze centura de siguranță. Ca să înțelegeți, pe lângă noi a trecut cineva care vinde ștergătoare și... Da. Ia uite că plecăm de pe loc. Mergem cu 3 la oră, 6. Asta e viteza de bicicletă. Știi care e partea tare? Că cu mașina asta nu trebuie să mergi repede, să mergi încet. În speranța că îi enervezi pe aia din spate, știi? Și când încearcă să depășească, bagi dacă e un... Ce? Da, nu știu, că... Nu, n-aș încuraja comportamentul ăsta de BMW, dar uite, mergem cu 4-6 la oră. Dar uite că îți place. Da! Uite motocicleta. Te face. Nu ne face, crede-mă. E 4x4 sau spate? Nu știu ce, habar n-am. Radu mă întreabă dacă e 4x4 sau spate. Habar n-am, sincer. De ce, ți-e frică că ajungem în râul de lângă noi? Dacă vrei, facem, uite, cu I8 contra... Ce ai tu? Hayabusa sau ce ai tu? Da, un fel de Hayabusa. E Hornet. Ce ai tu? Hornet. N-am auzit în viața mea de așa ceva. Nu știu ce e aia. Ce e asta? Hyosung sau ce e? Rieju? Hai să vorbim despre mașini, în general. Uite, ne depășește un Duster. Oh my God, ce viteză are! Jesus! Din păcate, cred că trebuie să-ți dau trebuie să-ți dau telefonul să filmez tu în față, pentru că altfel nu îmi dau seama cum am putea să arăta oamenilor ce vedem noi. Ce? Puteai să ții. Nu, că aici e trecere de pietoni, frate. Uite, tu mai ai trecut pe lângă trecere de pietoni. What the fuck, nu e nicio trecere, Marius. What the fuck, era trecere de pietoni. Ba da, era trecere. Era trecere de pietoni. Deci te contest pe Google Maps, dacă vrei. Deci uite-te și nu, noi mergem legal cu 60 și ne depășește din spate un Logan. Ne depășește, îți dau flash-uri imediat. Da. Eu vreau să ne depășească cineva prin dreapta ca să putem să aplicăm metoda BMW. Stai că dacă seamnă... Ce țărani știu noi. Ești om bun, dar și când te apucă... Holy shit! Oh my God! E foarte tare, sincer. Cred că e poliție. Nu cred că... Nu. Ok. Tocmai pe mine m-a luat, sigur. Tocmai că mergeam și eu în C și tu spuneai să merg tare. Era poliția. Dai, acum. Deci eu zic să întorci camera, sincer. Tu mi-aduci micul dejun la pat, dar să fie de la McDonald's. Așa.
într-o zi din săptămâna următoare, nu, că săptămâna următoare sunt plecat. Așa. După cealaltă săptămână următoare, tu mi-aduci micul dejun la pat și te filmez. Ok. Ok? Dacă și ești, dacă nu. Dacă nu, spune tu ce-ți dorești. Hai, gândește-te. Trebuie să mă gândesc să fac de, să văd de unde fac eu rost de mașină și te duc eu pe poiană cu mașina. Bine, mă, gata, hai. S-ar deci trecere de pietoni, da? Aici, da, pe partea cealaltă. Ok, ok, bine. Hai. Așa. Următoarea este aici. Așa. Unde mi-ai zis să accelerez. Mi-ai spus să accelerez că vine ăsta. Uite, uite trecerea de pietoni. Nu e, mă, nicio trecere. Uite trecerea de pietoni aici în stânga. Nu este, este trecerea de pietoni și nu este marcajul. Dar nu lasă. Uite marcajul. Uite la aici. Ba da, la asta mă respect. Ba da. Uite la aici. Nu este. Aici era până ăsta mi-ai spus. Avem dovada pe cameră. Hai, ce trecere de pieton, frate. Why you always lying? Ai pierdut. Bine, mă. Acolo era trecere de pieton, sunt două. Asta era următoarea. Acă aici am mai pus tu să accelerezi. Da, îmi pare da, rău. Fix după ce am întors. Nu, chiar îmi pare rău. Deci îmi aduci micul dejun. Îți aduc un mec la pat. Un mec la pat data viitoare. Deci, când mergi cu BMW-ul și nu te ia radarul. Din păcate, ia uite ce s-a dus omul ăla. Păi așa trebuie să vezi tu cu BMW-ul, să vezi până în față și să te... Uite că mai vine un BMW. Dar, uite, fii atent, ia lecție așa, te vezi până în față și te calea la flare. Uite, vezi? Da. Așa trebuie să fac și eu, da. Da, serios. Iată cum se face cu adevărat o mișcare de BMW și aici pune semn... Nici nu pune semnalizarea. Da, pune semnalizarea. De ce să semnalizăm? De ce am face asta? Uite, ne băgăm în fața doamnei, că sigur se enervează. Pare a fi președintă de bloc, sincer. Sau administrator. Face băiat bun, dacă te apucă și pe tine. Face reclamă la Dosia sau la ce face reclamă? La Rex. Așa. Nu, da, ne-a scuze. Nu da semnalizare, păi nu. Am dat avarie, bă, nu mai fi. A, șoferul de BMW nu mulțumește niciodată. Nu mai fi, vezi că e galben. Dă-i. Băi, nu cred, mă. Bă, galben, galben înseamnă să accelerezi, frate. Uite un biciclist. Salut! Ne-a salutat, ai văzut? Doamne, dă-i minte și răbdare. Hei, tu. Dă-te jos de pe trotinetă. Ia și tu o mașină. Prost ești, uneori mai ies. Da, hai să mergem. Scuze, scuze. Hai că e verde. Nu, înainte de roșu trebuie să împingem așa puțin, câte puțin, știi? Să ieșim așa, cât să îi stânjenim pe ceilalți, știi? Nici nu înaintăm, dar nici nu facem nimic, știi? Așa vezi? Cât să îi înervăm, știi? Prostă că mă urcă cu tine la voran. Uite, vezi, e roșu. E roșu încă. Nu mai văd nicio, dracu. Acum. Și acum, după ce am ieșit, uite, ne dă el flash, l-ai văzut? Și mergem așa încet. Și acum plecăm, pentru că oricum... Și mergem cu 50 la oră. Băi, deci sincer, e tare, e foarte tare. Radu, cum îți place plimbarea? Îmi place. Îți place? Ce îmi place să te... Deci nu știți cum face Radu, ia uitați-o. E nervant. E nervant o senzație că nu știi, n-ai tu control. Da, 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 păi asta mi se pare super tare. Ești găină. Da, da, da. Păi asta zic, mamă ce apus avem. Da. Te rog, filmează apusul. Filmează apusul, Radu. Păi stai, dragul, păi să haide. Întorc camera. Nu, mă, cu telefonul, mă. Băi, ești culmea, frate, sincer. Ideea este că foarte frumos BMW, dar nouă ne miroase mâna a ghidon de bicicletă, de motocicletă sau de STB, de turmare. Ieftină. Da. Noi n-avem bani de așa ceva. Frumos, Andy Popescu, foarte mișto mașina, dar... Știi să o bagi, să parchezi sau... Eu știu să o bag, de parcat nu prea știu să o parchez, dar de băgat știu să o bag, da. Vrei să-ți arăt sau? Gata și incursiunea mea cu el. Bineînțeles că tot ce am filmat ieri a fost un pamflet. Îi mulțumim tare mult lui Andy Popescu că ne-a dat mașina. Printre altele, dacă știți deja sau nu știați deja, eu sunt fan BMW, printre altele. Drept urmare, să nu mă luați pe sus, pentru că un BMW M5 pe 99 mi-ar plăcea și mie, sincer. Unde voiam să ajung? Deci nu mă hate-uiți. A fost o glumă, dar inspirată din realitate. Dintr-o altă realitate, în București se conduce foarte bine și foarte frumos. N-ați văzut nimic greșit. Vorbeam despre bariere, deci... Eu cred că în București lucrurile stau foarte prost, pentru că oamenii nu au deloc grijă de orașul lor. Eu am spus asta de fiecare dată. Frate, orașul ăsta este casa noastră. Noi aici locuim, că vrem sau nu să înțelegem lucrul ăsta. Orașul ăsta este casa noastră. Drept urmare, trebuie să avem grijă de el. Asta trebuie să fie mentalitatea
generală, colectivă a oamenilor. În schimb, oamenii sunt, pentru ei casa lor este abia dacă este la ei în apartament, ca să înțelegeți. Ceea ce e trist. Hai măi, taximetristule. Deci ați fi uimiți, dar eu acum intru pe pista de biciclete și am voie cu acest moped. Ați fi uimiți, dar am voie, pentru că este un moped care merge cu 45 km la oră. Este un scooter de 50. Uite, vezi? Deja s-a activat biciclistul, v-am zis. Marea problemă cu acest moped, pentru că altfel este un lucru absolut excelent, este că arată ca o motocicletă. Asta e marea buba lui. Vă mai tizuiesc încă o dată și o să vă spun că vă arăt imediat cum arată și vă spun imediat despre el. În schimb, legal cu el poți să mergi pe pista de biciclete. Deci, incredibil! Și marea bubă este cam număr roșu, drept urmare e și mai grav, pentru că lumea crede că sunt cu motocicleta. Deci, este rețeta perfectă să enervezi oamenii. Și credeți-mă, dacă tot e ziua mea, a doua zi după Scripturi, ce rost, ce mod mai bun! Nu știu. Ori e prea multă caterincă în aer, ori am luat-o eu razna. Una din două. Dar asta este o bicicletă cu motor. Bineînțeles că ce vreau eu să demonstrez este un alt lucru. Personal, eu nu aș lăsa mopedele să meargă pe pista de biciclete. Haideți să vă dau o problemă. S-au făcut din nou piste de biciclete pe trotuar. Iar eu, legal vorbind, am voie să merg pe aici. Bineînțeles că o să o fac într-un mod în care să nu deranjez pietonii, pentru că nu vreau să fac asta. Dar astea sunt piste de biciclete pe care, legal vorbind, trebuie să circule un moped. Sper că nu s-a schimbat legislația să mă ia lumea pe sus. Eu am verificat azi dimineață, legislația a rămas la fel. Drept urmare, iată-mă, în timp ce pot să ambalez un motor, motor de moped, bineînțeles, de 50 cm cubi, pe trotuar. Pentru că legislația este făcută prost. Și mai mult, pistele astea de biciclete nu ar trebui să existe aici. Eu nu înțeleg de ce s-au făcut piste de biciclete din nou pe trotuar. Pistele astea de biciclete pe trotuar au fost aici, pe trotuarele vechi, din, cel puțin din 2009 sau 10, de când le-a făcut Oprescu și le-a făcut prost. Erau cu marcaje galbene. Drept urmare, trebuiau să se facă acolo, pe stradă, în stânga mea. În schimb, s-au făcut aici. Prostia cea mai mare, la care se putea gândi cineva vreodată, mii de scuze, este să faci chestia. Și acum ce fac? Gândiți-vă și voi cum arăt eu pe o chestie motorizată, făcând asta. Ce trebuie să fac? Trebuie să opresc motorul, da? Am oprit motorul, mă dau jos. Stați un pic. Deci, trebuie să merg să traversez pe lângă. Lumea se uită la mine ca și cum am luat ora asta, ceea ce este absolut normal. Și am ajuns aici. Aici ce fac? Trebuie să intru din nou în horă, cum s-ar zice. Aoleu! Noroc că am motobicicletă full suspension. Mergem așa încet, încet. Iată, din nou. Aici stă firea. Glumeam, firea nici nu stă în București, asta e marea problemă. Și ea creează chestiile astea, abominațiile astea de piste de biciclete, pe care le creează într-un mod extrem, extrem de prost. Prost gândit, prost făcut, prost realizat, fix înainte de alegeri. Asta spune totul despre modul în care se fac lucrurile aici. Este și vina oamenilor. V-am arătat faza cu barierele, cât se poate de reală, pentru că oamenilor nu le pasă. Nu le pasă, v-am zis, atâta timp cât nu e la ei în casă, păi nu interesează. Fac cam ce vor ei. Ideea este că atunci când mergi pe moped, ce e cel mai periculos lucru, oamenii sunt super ciudați și merg foarte, foarte repede în oraș, foarte repede. Adică tu mergi cu 50 și ei te depășesc cu 80. Iar în București, în general, se merge foarte repede. Foarte, foarte repede. Și este super enervant și stresant în același timp. Pentru că tu vrei să respecti regulile de circulație, în schimb vine un idiot ca asta care stă în spatele meu cu Opel Astra din 2005 și te împinge de la spate pentru că el vrea să se grăbească habar n-am unde, nu se grăbește nicăieri, că n-are absolut niciun business, că dacă avea business avea probabil altă mașină. Și m-am enervat și fac din nou rant. Facem aici stânga, este roșu pentru pietoni. Trage ceva chestia asta, mi se pare foarte interesantă.
Adică nu este... Iar aici, în teorie, ar trebui să merg pe pista de biciclete. Să merg pe aici? Nici pe departe. V-am zis, pe lângă faptul că mi-atrag privirile celorlalți, destul de nervoase, v-am zis, mie nu mi se pare corect. Drept urmare, prefer să fac ceea ce ar face un om normal, și anume să merg pe carosabil. Mă rog, și pista este parte din carosabil, dar... Înțelegeți voi. Stăteam și mă gândeam că sigur o să mi-atrag priviri negative sau cel puțin comentarii negative de la oameni, dar am stat după aia și m-am gândit așa în retrospectivă, de fapt, stai puțin, că la un moment dat când mergeam cu bicicleta electrică și mergeam mai repede de 25, chiar dacă, să zicem, că o făceam prin forța picioarelor mele, lumea mă taxa și spunea că, știi, păi tu mergi cu mopedul. Iată că de data asta chiar merg cu mopedul. Nu vă temeți, nu am luat o razna. Nu renunț la bicicletă nici pentru 10.000 de euro. Hai că pentru 20.000 sigur renunț, dar pentru 10.000 nu. Încă nu s-a oferit nimeni, dar știi cum e, eu încă visez. Revenind la lucruri serioase, săptămâna viitoare plec în țară, de luni, din București, Brașov, apoi Sighișoara, apoi... am schimbat antea. Sighișoara, Reghin, după care Piatra Neamț, Onești și înapoi Brașov și înapoi București. O să-mi ia ceva timp să mă obișnuiesc să merg cu mopedul în București, pentru că, așa cum am zis, pe lângă faptul că nu este printre cele mai plăcute experiențe, având în vedere faptul că șoferii nu sunt obișnuiți cu, iată, cum îți taie calea, fără nicio jenă. O să lasă să se bage. Eu, în general, ca șofer, să știți că sunt foarte, foarte liniștit. Multă lume ar crede că sunt... agitat în spatele volanului, dar asta nu se întâmplă absolut deloc, pentru că sunt o persoană calmă și liniștită și calculată, contrar, așa cum spuneam, așteptărilor. Salut! Da, așa cum spuneam, te salută și motociclistii, ceea ce mi se pare foarte, foarte tare. Bine, cred că a fost un episod surpriză în care v-am anunțat de una alta. N-am mai postat pentru că am luat și eu o vacanță, pentru că era și cazul, era și timpul. Drept urmare, să nu mă înjurați. Sper să aveți răbdare cu mine. Tocmai am realizat că nu m-am oprit la benzinărie. Mă duc să bag benzină de 10 lei. Drept urmare, ia uite-i pe ăștia, Călin Popescu Tăricianu. Vine el să ne spună că totul e bine. Să mor tu. Bine, vă mulțumesc mult că vă uitați la mine. Mă duc să bag benzină. Un lucru foarte ciudat pe acest canal. Vă mulțumesc mult că vă uitați la mine, așa cum spuneam. Sunteți cei mai tari. Ne vedem în episodul următor. Nu uitați să stați genial, pentru că sunteți. Ne auzim. Salutare. Pa, pa. Așa arată mopedul. Pentru că da, este un moped, deși arată ca o motocicletă naked, probabil de 125 de centimetri cubi. E bine, este un motor de 49,6 centimetri cubi. Un motor care nu face prea mare gălăgie, pentru că este un motor în 4 timpi, spre deosebire de cel cu 2 timpi care face și fum și gălăgie. Mi-e place foarte tare acesta de 4 timpi. Farul ăsta este de plastic, dar nu arată rău. Personal aș prefera să fie vopsit, în schimb, asta este, nu poți să le ai pe toate. Este pentru 2 oameni, am cărat-o și pe Georgiana pe el, este foarte tare. Și aici este kill switch-ul și de aici pornim. Scuze, trebuie să-și accelerăm între timp. E un motor silențios, așa cum spuneam. Adică dacă îl pornești la 5 dimineața, nu ți-e teamă că vecinii tăi se uită cu ură la tine.